următoarea mea invitată, care este noua noastră colegă de aici, de la televiziune, este noua prezentatoare de știri, cea mai nouă achiziție, cum îmi place mie să spun, și îmi pare bine că a venit în echipa noastră. Este vorba despre Cristina Stamatin, pe care o salut. Am făcut un titlu de știre, exact. Noua achiziție de la Moldova 1. Bună ziua! Bună, Cristina! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Mulțumesc! Cum mare noi ne bucurăm că ai acceptat și că ești alături de noi în seara asta. Noua noastră colegă, exact. Noua noastră colegă, noua prezentatoare de știri. Exact, de știri. De la Moldova 1. Da. Cristina... Redactor, prezentator. Așa, important, da, important. Să menționăm. Prin virgulă, te rog. Adică nu doar venim și prezentăm și plecăm acasă. Nu. Muncă serioasă. Zici de chestia asta că este un oarecare... Un stereotip așa, exact, este un oarecare stereotip despre prezentatori, care de citi, da, de știri în special, care citi doar din prompter, știi, care... Dar asta e riscul meseriei. Dar, de fapt, într-o redacție... În spatele ecranului e altceva, e absolut altceva, lumea face de toate, multe, în fiecare redacție e diferit, e alt vibe, e altă istorie, e altă poveste, peste tot. Cristina, zi-mi dacă ți-ai imaginat vreodată că vei prezenta știri la postul public de televiziune. Nu, niciodată. Pe cuvânt îți spun. Niciodată. Mă bucur tare mult că am ajuns aici. Pentru mine este o provocare foarte mare. Chiar dacă este același job, este alt colectiv, este altă lume în jurul meu. Cred că 50% din oameni sunt oameni cu care am mai lucrat, pentru că îți dai seama, oamenii lucrează peste tot. Eu lucrez, sunt de mulți ani în presă și automat am făcut cunoștință cu foarte multă lume. Jumătatea din ei cam sunt aici deja, i-am văzut, i-am salutat, doar că cealaltă jumătate nu o știu. Mă bucur foarte mult să-i cunosc, pentru că îți dai seama, m-am tot învârtit într-un cerc din ăsta care tot știam, cred că oamenii de 7-8 ani de zile erau aceiași, știi? Și acum am ieșit un pic din cercul ăla și acum fac cunoștință cu alți oameni. Eu sunt foarte bucuroasă, mândră de mine că am ajuns aici. Să vedem, nu știu, e o aventură. Să vedem ce o să fie. Eu chiar asta voiam să te întreb. Dacă după mai mulți ani petrecuți în televiziune, mai există ceva ce te poate scoate din zona de confort? Păi ți-am zis, ce ziceam acum, sunt foarte mândră de mine că am ajuns aici. Nu știu, nici nu mi-aș fi imaginat vreodată. Cred că e vorba de faptul că avem foarte puține, vorbesc acum de televiziuni cotate, la care ai putea să mergi, să-ți faci o carieră și să crești. Niciodată nu e prea târziu să crești, să schimbi un job, să mergi dintr-o parte în alta, pentru că doar așa, cum am zis ceva mai devreme, faci cunoștință cu oameni noi, aduni cunoștințe de la, de la ei și toate însumate fac ceva. Bagajul ăsta de cunoștințe nu se adună doar dintr-un singur loc, un singur job. Eu, de exemplu, mi-amintesc de povestea de seară de la Moldova 1 și de desenele animate la care mă uitam când eram mai mică la Moldova 1 și nici eu nu... De la 5 la 10, mi-a dat de la 5 la 10, da. Deci, într-adevăr, e un loc în care parcă nu visezi că o să ajungi. Nu, niciodată. Dar ajungi. Chiar dacă m-am visat prezentatoare de talk show întotdeauna, dar niciodată nu știu de ce nu m-am visat aici. Adică mă gândeam ceva la un proiect diferit, nu știu de ce e ce văzusem eu poate la TV. Bine că îți dai seama, și noi când eram mai mici, erau puține televiziuni, ce erau? 3. Exact. Așa că alegere mare în capul meu nu era. Îți mai amintești primul buletin de știri pe care l-ai prezentat? În general vorbim acum. De prima experiență cu o cameră. Mi-aduc aminte de primele emoții din primele zile. Nu știu dacă mi-aduc aminte exact primul buletin de știri. Chiar nu, acum nu țin minte primul buletin de știri, dar da, țin minte foarte bine emoțiile din prima perioadă în care prezentam știrile și din prima perioadă în care făcusem meteo înainte de știri și live-uri pe diferite teme. Și uite, acolo, da, acolo erau emoții mega mari pentru că era prima mea experiență în TV și era foarte interesant, era cu o echipă foarte, foarte mare, foarte, foarte mare, cu traineri foarte buni, de la care am avut foarte multe de învățat și le sunt recunoscătoare până astăzi, pentru că experiența acumulată în ani n-o pot compara cu experiența care o acumulează cei care nu au trainerii din România sau din alte țări. Bine. Am vorbit de România pentru că e vorba de mine, știi, dar pot fi și din alte țări. Și experiența nu ți-o fură nimeni, ceea ce acumulezi exact, aici exact. Și aici. Bine, că este și un, cum ziceam ceva mai devreme, un cerc din ăsta vicios în care te tot învârți și știi cum, cam înveți tot de la colegii tăi și deja trebuie să crești.
De asta zic că e fain când te afli într-un mediu cu viziuni noi, cu oameni noi, cu oameni deștepți. Și... Aha! Mi-a plăcut! Aha. Cu oameni deștepți, așa că eu sunt foarte bucuroasă că am ajuns aici. Cristina, spune-mi... cum se întâmplă că oamenii care, majoritatea oamenilor care se apucă să facă televiziune, nu se prea pot rupe de televiziune? Nu se prea desprind, știu, se un drog. Cu greu. Eu tuturor le-am zis, e un drog televiziunea, e un drog. Am încercat eu în mintea mea să mă despart de televiziune când am născut al doilea băiat, acum recent, dar nu mi-a reușit. Nu mi-a reușit, mi-a luat-o Moldova 1 foarte repede. Mi-a ieșit foarte repede în cale, știi, în față. Te-a atras. Da. Eu mă bucur, nu-mi pare bine. Și apropo de cea de-a doua naștere, Cristina, eu vreau exact să vorbim puțin și despre viața ta în afara televiziunii și dincolo de micile ecrane. Ia, povestește-ne, tu ești mămică de băieți, ai doi băieței. Doi băieți ca floarea, cum zice maică mea. Ai doi băieți ca floarea. Câți ani au? 8 ani și un pic, aproape 9, și ăsta micu acuși face anul. Un anișor. Da, e tare mare. Când ai revenit repede? Cu ăsta foarte târziu, pentru că, de exemplu, experiența cu primul băiat, ieșisem la muncă după 2 luni și jumătate după ce născusem. Wow! Da, eram mai tânără, eram mai îndrăzneață. Acum așa un pic am făcut o pauză un pic mai mare. Și cum e? Cum e cu... Cum e cu doi bebei în casă? Cum e cu doi și nebunie mare. Unul de aproape 9 și unul care e nebunie are... nebunie foarte mare în casă, unul vrea una, altul vrea alta. Evident că îi acordăm atenție foarte multă ăstui amic. Nu avem încotro decât să-i acordăm foarte multă atenție. Nu că am avea foarte mult timp, dar am încercat să fac am încercat să fac totul ca asta mare, să nu ne simtă lipsa nouă părinților. Uh-huh. Să nu ne simtă lipsa și să crească și el în armonie, să nu aibă o perioadă din asta de stand-by, știi, cum au de obicei copiii mai mari care în familiile în care apare unul mic. Tu ai mai vorbit despre asta, da, într-un interviu, da, despre gelozie și cum îl primește cel mare pe cel mai mic. Evident, există gelozie peste tot. Toți copiii își manifestă la un moment dat această gelozie. Dar este o chestie naturală, toată lumea trece prin asta. Ai surori, frați? Eu nu am, nu știu ce e asta. Nici vezi, eu noi nu avem, nu știm ce e asta. Deci sunt sigură că toți cei care au surori și frați de acasă o să ne înțeleagă, pentru că la un moment dat oricum s-au simțit mai sus sau mai jos sau mai luați în seamă sau mai neluați în seamă. Se uită, că... se uită băieții tăi la tine? Nu se uită băieții mei niciodată la mine. De niciodată. Ce? Nu le dai tu voie? Nu știu. Ziceam asta, cred că, într-un interviu. Profesia mea niciodată n-a fost ceva wow în casă. A fost ceva natural, ceva normal. De aceea copiii, știi cum, nu pun televizorul ca la un show de zile mari, că vine mami la TV. Nu, stai liniștită. Stau liniștită, fac treburile. Dacă e pornit televizorul, mă văd. Dacă nu, nu. Așa. Dar nu l-ai auzit niciodată pe băiețelul tău cel mare să se laude la prietenilor? Nu, repet. Bine, poate câteodată a fost într-un anumit context, dar per general nu, pentru că nu vede asta ca pe ceva wow. Ca pe ceva wow. A luat-o foarte natural, pentru că, așa cum îți ziceam, la nici 3 luni ieșisem la muncă și munceam de la 5 dimineață și... Of! Da. Și tatăl copiilor, da, soțul tău, e tot din media? Exact, din e jurnalist media. Și el. Deci, e jurnalist și el și... Copiii noștri sunt într-un mediu de jurnaliști, per general, nu e vorba doar de noi. E vorba și de... cu mătri deja mai noi, știi? E vorba de toată lumea, de toți prietenii noștri, gașca noastră, e foarte mare. Și e toată din jurnaliști, nu știu dacă avem. Mai avem, cred că, 2-3 oameni din, așa, din alte domenii. Breaslă. Oare se fac și ei jurnaliști când cresc? Acasă, da, că n-au încotro. Acasă cu partenerii care sunt și ei jurnaliști, n-au încotro să se facă și ei jurnaliști. Critici, în special critici. La noi toată lumea e critică. Cristina, mă întorc un pic la activitatea în televiziune, da, și noi știm, știrile se prezintă în direct. Bine, exact. Se mai întâmplă să se mai înregistreze, dar în general totul e Nu, per general direct. E în direct. Live. Cred că 5% din ce am făcut eu în 13 ani s-a înregistrat. Cum e live-ul ăsta și ce faci când... E cu fluturi în stomac, e și acum cu fluturi în stomac. De fiecare dată? Da? Nu știu, cel puțin primele minute, da. E un sentiment de responsabilitate foarte mare. Când este o emisiune, uite cum avem acum un interviu degajat, poate e vorba de început așa un pic mai crispat, începutul să fie așa un pic mai stresant, după care, știi, intră în discuție și e un pic altfel.
Dar la știri e altceva. La știri nu ai încotro decât să fii foarte atentă, nu ai încotro decât să fii foarte... Nu știu, poate sunt oameni care deja au scăpat în timp, prezentatori care deja au scăpat de, de acest sentiment de fluturi în stomac și de senzația asta de... Uite că acuși se întâmplă ceva, acuși nu merge știrea aia, acuși mă împiedic eu. Nu poți să te împiedici. La un talk show... Este ok să te împiedici, nici nu-ți cer scuze. Bine, e natural și e normal și e firesc și la știri. Doar că mai bine nu. Doar că mai bine nu, da. Înțelegi? Da. Adică eu sunt, nu sunt pro sentimentul, pro buletinele de știri fără greșeli sau din astea foarte nenaturale, false. Eu sunt pentru naturalețe, dacă omul a greșit, a greșit, asta e, nu e nicio problemă. Ne împiedică, mergem înainte, dar, cum ziceam, mai bine nu. Și de-aia trebuie să stai într-una în stres. În priză, Cristina, exact. Dar care este, cum să zic, abordarea ta și filozofia ta față de știrile pe care le citești? Mă refer aici la relația prezentatorului cu știrea pe care o prezintă. Cât de mult te lași influențată sau pătrunsă de... Doar la job. Doar la job. Când ieși de pe ușa jobului, uiți știrea, uiți evenimentul. Chiar dacă ești implicat, chiar dacă stai pe toate canalele de Telegram și pe toate site-urile și rețelele de socializare ca să fii la curent cu totul, după ușa jobului, uiți de job, nu ai încotro, încerci să faci asta, pentru că de nu e pierzi din alte domenii ale vieții, pierzi din familie, pierzi din prieteni, pierzi din foarte multe lucruri. Eu asta am înțeles târziu. Te consumai mult la început? Mă consumau știrile. Mă consumau foarte mult știrile. Mă consumau și nu astea sociale, cât alea politice. Mă consumau foarte mult. Da. Surprinzător. Da, mă consumau foarte mult. Mă consumau, eu mă gândeam, de ce? De ce a făcut asta? Eram cu ochii pe toate, să știu absolut orice mișcare. Mi-era interesant. Bine, îți dai seama, atâția ani în TV. Și când s-a produs schimbarea? Când? Odată cu trecerea anilor, când familia se face deja, bine, e vorba de ani, e vorba de experiență de viață și senzația asta că deja nu mai e ok să stai la job 24 de ore, știi? Dar jurnalismul... Îmi place enorm de mult jobul care îl fac, sunt cu capul în el, cred că mai mult decât ar trebui. Dar în ani am înțeles că trebuie delimitate zonele foarte bine, că de nu sentimentul ăsta de că privezi pe cineva de atenția ta, după aia se lasă cu frustrări, știi? Cât de mult îți dai voie să simți știrea pe care o citești în direct? De-aia ziceam, după job uităm, dar la job intrăm în job. Adică dacă ne facem ceva treaba, trist... Păi evident, păi asta este... Despre asta e munca unui prezentator de știri, ca să nu zicem jurnalist, că e ceva diferit. Prezentatorul de știri trebuie să intre în știre. În primul rând, el trebuie să o înțeleagă, după care să o transmită omului de acasă. Să încerce să o explice omului de acasă, adică el trebuie să frazeze bine ca omul de acasă să înțeleagă despre ce vorbește. Uite, exact ca acum, cum îți spuneam ție, să înțeleagă, înțelegi? Adică e vorba de anumite accente, e vorba de anumite... Dar asta e în timp, asta vine cu timpul, niciodată nu vine la început. Niciun prezentator de știri la început nu face asta, nu înțelege ce se mănâncă această meserie până nu trece un pic de timp, știi? Exact ca în jobul tău, ca în jobul oricărui alt om. Și o ultimă întrebare legată de televiziune, că mi-e interesant. Te gândești la oamenii care se uită la tine? Mereu și de-aia și mă apuc emoțiile și de-aia și am fluturii în stomac. Uite, acum, de exemplu, îți spun, sunt degajată pentru că mă uit în ochii tăi. Și eu vorbesc cu tine, chiar dacă știu că oamenii de acasă mă ascultă și mă văd. Dar atunci când sunt la știri, sunt doar eu și camera. Bine, mai sunt doi oameni, trei pe acolo prin studio, care mișună și fac multă... E multă agitație, știi, toată lumea e în muncă, lucrează. Dar atunci când eu stau în fața camerei și vorbesc cu camera, pe mine așa m-au învățat. Să înțeleg că în spatele camerei sunt foarte mulți oameni. Bine, mai este și o chestie. Ca să te poți degaja, trebuie să stea un om în spatele camerei și sau să-ți imaginezi tu un om în spatele camerei cu care să vorbești. Uite cum vorbesc eu acum cu tine, știi? Că mă uit în ochii tăi și m-am degajat. Gata, eu am uitat despre ce vorbeam. Am vorbit despre atâtea lucruri, Cristina, și îmi pare bine că am... Da, a trecut timpul repede. Da, și am trecut așa prin mai multe subiecte. Da. Eu mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Asta voiam să zic. În concluzie, cam asta e.
Sper să fie, să fie cu dreptul. Asta vreau să zic, să fie de bun augur, să, să dea Dumnezeu. Să fie totul bine. Să dea Dumnezeu. Și de săptămâna viitoare o să te privim la știri. La știri. Da. Să fie, să fie cu, cu Doamne. Să nu vă uitați de la o luni la mine. Ai, din potrivă. A, glumesc. Să mai vii pe la noi, mai multă audiență, așa că invităm toată lumea la știri. La buletinele de la ora 13, de la ora 19 și 21. Exact. Toată lumea pe mesager. Așa, gata, am făcut. Ordinele au fost date. Tizul eu l-am dat. Cristina, te mai așteptăm pe aici, pe la noi. Cu mare drag, mulțumesc de invitație. Cu mare.